Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dragostea nu are granițe și nici măcar în sus nu are granițe. Ajunge până în stratosferă și chiar mai departe, troposfera, alea tot. Și nici naivitatea la drept. Vorbind, o doamnă din Japonia s-a îndrăgostit lulea de un astronaut de pe Stația Spațială Internațională. Ce frumos! Și i-a virat acestuia câteva zeci de mii de euro pentru ca acesta să-și plătească drumul de întoarcere pe Pământ. Ce tare e asta! Plus taxele de aterizare. Ca să se poată întâlni în sfârșit asta cu ea. Cu taxe, nici da, domnule, din prefectura japoneză Shiga, i-a intrat în legătură prin ceva mesagerie cu un necunoscut, care i-a explicat că el este astronaut rus, care lucrează pe Stația Spațială Internațională și acum e o problemă. S-a îndrăgostit de ea și nu știe ce să facă, ar vrea să o întâlnească, dar au o problemă din cauza războiului, sunt greutăți cu prețul petrolului, cu asta, carburantul, energie. Nu poate să întoarcă, nu mai are bani să întoarcă, costă foarte mult naveta și nu-și permite să o plătească. De ajuns a ajuns acolo cumva, dar de plătit drumul de întoarcere nu mai are și el ar vrea acum să o ceară în căsătorie, i-a promis luna de pe cer. Da. S-a oprit, s-a oprit și bluierul, nici bluierul nu poate să-l aducă acasă. Bravo! Da. Deci, n-a putut să plătească racheta și nici taxele de aterizare. I-a explicat, sunt foarte scumpe, tacă mare de tot taxele de aterizare. Adică poți să iei, să zice, racheta la întoarcere, dar să aterizezi, nu. Și atunci rămâi pur și simplu în aer, că nu ai bani să plătești taxele de aterizare. Băi, și... foarte bun. Da, victima a acceptat să transfere ca 4,4 milioane de ieni, aproximativ 28.000 de euro, într-un cont indicat de escroc, între lunile august și septembrie. Și cum faci, dragă Ivan? Eu îți dau banii, da, păi avem bancomat aici. Scot bancomat, plătesc la ghișeu ca să pot să închiriez racheta să mă întorc, săraca de ea. Da, și în cele din urmă, femeia evident a chemat poliția pentru că individul a continuat să-i ceară bani. Nu știu pentru ce mai cerea bani. S-a scumpit și oxigenul lichid cu care trebuie să zburăm. Sau da, mă, dar asta demonstrează încă o dată axioma internațională, iată. Apa, aerul și fraierul. Da, și spațiul. Nu o să dispară niciodată. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.